Salutare, dragii noștri, namaste, într-o nouă zi din India, din orașul Agra. În acest vlog vrem să explorăm orașul ăsta așa și să vi-l arătăm și vouă, așa cum îl vedem noi. Am luat așa pe o stradă, pe aici, cazarea noastră undeva încolo și vedem, am pus un McDonald's, bineînțeles, pentru că noi de când suntem aici nu a fost zi în care să nu mergem la McDonald's să mâncăm. Chiar, mulțumim, McDonald's! Mulțumim, McDonald's, exact! Chiar zicea Marcel că dacă nu exista, nu știm. Foarte iute tot! Iute, nu e așa igienic, trebuie avut foarte, foarte mare atenție. Asta este. Ce să face? Și acum... claxoanele astea și oamenii, da. Ca să te obosezi și nu-i nevoie să ieși mult, să ieși mate de oră, afară că te rupe. Acum aici văd că nu-s chiar așa de mult. Da, deci aici nu prea se compară cu ce era în Delhi acolo, da. E ecuizant, sunt foarte mulți oameni. Exact. Trebuie să vă faceți nervii de hotel dacă veniți aici. Da. Mergem cu tuk-tuk-ul. Aici restaurante, deci aici e un fel de parte mai nou, așa, în ghilimele. Că aici e și Taj Mahalul. De fapt, înainte Taj Mahalul era într-un sat, așa, la periferia orașului. Și acum s-a construit lângă el, da, exact. Pentru turiști. Da. Uite aici ce este. Sunt maimuțe cu copii. Ce doriți? Câini mii? Da. Aici are hotel Convention Agra, iar așa lux, vedeți, intră mașinuța așa și după aia închide poarta și nu mai ieșiți. Dar bineînțeles că Agra asta are și o parte veche. Aici are un templu mic. Are o parte veche, plină de oameni săraci, bineînțeles, care oricum peste tot sunt. Ați văzut și din tren, din vlogul anterior, dar nu l-ați văzut să vă uitați. Oricum e mult mai sărac decât Delhi. Da. Așa, un fel de stat. Da, un sătuț, pe lângă Delhi, dar așa n-a, el e considerat oraș. Ce să zic? Vom merge și la Agra, o să o vizităm, o să vedeți în alte vloguri, la Agra, la Taj Mahal. De la căldura asta, am uitat că sunt în Agra. Să-mi iau șepcuța. Aici un domn vinde brățări frumoase. Am observat aici că se construiesc tot felul de clădiri din astea noi. Bineînțeles pentru turiști, ia uitați ce aici. Pentru că, cum am zis, partea asta nu era așa. Era periferie. Aici oamenii pun la pariuri, frumos. Aici e Marcel. Cald. Una dintre cele mai calde zile, dar vor urma și mai calde. E exagerat. Da. Vedeți, astea toate sunt hoteluri și ăsta.
Na, oricum, uitați-vă și voi diferența de oameni. Câți ați văzut în Delhi și câți vedeți aici. Dar oricum, nu prea au ce căuta ei. Da, nu au ce căuta. Doar pentru turiști, atât. Da. Ați văzut cum a învățat Marcel să zică nu? Da, și trebuie așa. Rău, picat. Da. Că dacă ziceți așa, ne... Atunci pare că te mai zice, gândești. Cum o zici Marcel, mă? Știți cum merge cu tuc-tucul? Fuge să nici nu-l... Nu, poate insistent și așa, te-o găsești. Da, așa și ei, nu-l mai prea văzut. E, nu-l mai prea văzut. Da, dar se tot uită. Dar... Așa si ei ca nație. De săraci, da. Când văd așa un alb. Ia uitați acolo, un copil trage scutul de la mașină ca să facă un ban. Tot felul, aici vine, cerpește copilul. N-ai ce să faci. Ți se face milă, dar trebuie să fii foarte tare, că asta e viața lor. Acum, ce ar însemna să mă pun să-i ajut pe toți de aici? Și după aceea tot așa stau, așa? Sunt oameni care au reușit din țara asta. Foarte deci, mulți, vrei, exact. Reușești, exact, normal. Ca și din România și de peste tot. Exact. Nu, asta nu e o condiție ca să fie pe veci așa. Până și în România există indieni care îs șefi pe, la toți români. Ei. Da, și atunci, ce să zic? Ui, greu pentru că sunt foarte mulți. E și de aia. Majoritatea nu reușesc, că nici nu vor, că n-are cine să le zică și așa mai departe, tot felul de chestii. Da. Mai merge pe la soare, e partea. Na, hai să traversăm atunci, să te uiți în dreapta, să te uiți în stânga. Oh, ce bine e aici, la umbră. Nu, mergem drept. Nu mă pun să fac acum gimnastică. Aici sus, după câte vedeți, vor să construiască un metrou, din câte am văzut. Să facă un metrou de la gară până în capătul celălalt, pe la Taj Mahal, peste tot, și totul să fie suspendat. Vedeți că tot construiesc acum. Dacă o să veniți aici peste nu știu câți ani, poate puteți să veniți cu metroul. E tot aici, la dreapta. La dreapta? Hai să mă uit eu. Da. A, aici, l-am și văzut. No. E. Pe aici, dai pe aici. Că după aia e închis. Uitați aici, e un... ce e asta? E un fel de mall aici. Da. Vedeți? Primul mall din India. TDI Mall Outlet. TDI se numește. Pe aici se află și McDonald's-ul. Vedeți cum lucră aici. Pe mine ce mă distrează? Mustața lor. Din câte știu, polițiștii și militarii care au mustață aici în India primesc 15% mai mult din salariu. Dacă au mustață. Vedeți? Frumos! Acum intrăm aici în mall-ul ăsta, în McDonald's. Cred că trebuie mască. Ne-am comandat de aici. Eu mi-am luat un McChicken, am zis că not spice, fără gheață. Dar vedem ce a ieșit. Am vrut să plătim cu cardul la prima casă unde am comandat, deci că nu se poate. Mi-o transferat la altă casă. O băgat femeia aia, toată comanda iarăși, dacă n-o greșit. Am încercat să plătesc cu cardul, nu a mers, am plătit cash și acum să stăm 10 minute, stăm și să vedem. Aici în India totul e mai complicat puțin. Seamănă și cu România așa, la complicăciunile astea. Dar na, puțin mai mult. Au și McDrive aici, uitați cum comandă domnul și a comandă aici. Aici e Marcel, ăsta e McDonald's-ul. Revenim când vine mâncărica. A venit comanda aici frumos, așa arată.
avem asta de mână, să aveți și voi, da? Eu mi-am luat McChicken și McVeggie și-o luat Marcel și suc cu gheață. Am zis că nu vrem cu gheață. Spune ce ți s-a întâmplat. Deci am zis când am comandat că nu vrem cu gheață. Când m-am dus să iau tava, era cu gheață. Mi-am zis că no ice, please. Păi zic, ok, ok, s-a dus, o vărsat și-o schimba și iară cu gheață. Bine, nu mai e așa mult, dar mai puțină, da. Ce să faci? Asta e, mâncăm, am aici, când spăl și-o pe mână. Ce, mă filmez cum mă spăl în mână? Da, să goști chicken-ul ăsta. Indigo. Arde? Mai e ok. Nu cred că e iute. Da, măcar aia o înțeles că nu e iute. Am mai mâncat, ați mai văzut și în vlogurile din de. După cum am zis, în fiecare zi McDonald's mi-a salvat, bravo. Eu nu zic, e bună mâncarea lor, da. Nu-i iute și mie nu-mi place, e foarte iute, extraordinar și nici nu e foarte igienic, înțelegeți? Atunci e bine cu ăsta, ăsta e. Avem postă bună?